Salut, prieteni! Ascultați lectura cărții Maranata, Domnul vine. 14 mai Prejudecățile se înmulțesc Text biblic Nu vă mirați, fraților, dacă lumea vă urăște. Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frații. Cel ce nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. Prima epistolă a lui Ioan, capitolul 3, versetele 13 și 14. Cel care este în comuniune strânsă cu Hristos este înălțat mai presus de prejudecata cu privire la rasă sau culoare. Credința sa este înrădăcinată în realitățile veșnice. Autorul divin al adevărului trebuie să fie înălțat. Inimile noastre trebuie să fie plină de credința care lucrează prin iubire și purifică sufletul lucrarea bunului samaritean este exemplul pe care trebuie să-l urmăm. Va fi imposibil să se rezolve toate aspectele cu privire la problema de culoare rasială în conformitate cu poruncile Domnului, până când cei ce cred adevărul nu vor fi atât de strâns uniți cu Hristos încât să fie una cu El. Atât albi cât și membrii de culoare ai bisericilor noastre trebuie să fie convertiți. Sunt unii în cele două grupuri ce sunt iraționali iar atunci când problema a culorii este agitată, ei manifestă trăsături nesfinte și neconvertite de caracter. Sentimentele cârcotașe sunt ușor de trezit în cei care, pentru că nu au învățat să poarte jugul lui Hristos, sunt certăreți și încăpățânați. În aceștia, egoismul clamează cu nesfințită pretenție pentru supremație. Pe măsură ce timpul înaintează și prejudecățile rasiale se înmulțesc, Va deveni aproape imposibil în multe locuri pentru lucrătorii albi să lucreze pentru oamenii de culoare. Uneori, oamenii albi care nu simpatizează cu lucrarea noastră se vor uni cu oamenii de culoare pentru a se împotrivi ei, pretinzând că învățătura noastră este un efort de a dezbina bisericile și de a provoca agitație referitor la chestiunea sabatului. Pastori albi și pastori de culoare. Vor prezenta declarații false, trezind în mintea oamenilor sentimente atât de potrivnice încât mulțimea va fi gata să distrugă și să omoare. Puterile infernului lucrează cu toată inventivitatea lor pentru a împiedica proclamarea ultimului mesaj de har între oamenii de culoare. Satana lucrează pentru a face cât mai dificil pentru slujitorul și învățătorul Evangheliei să ignore prejudecata care există între oamenii albi și cei de culoare. Să urmăm calea înțelepciunii. Să nu facem nimic ce în mod inutil ar trezi împotrivire. Să nu facem nimic ce ar împiedica proclamarea soliei Evangheliei. Aici se termină meditația pentru astăzi. Domnul să te binecuvânteze. Amin.